Drumul comunal 77, care face legătura între satele Horoatu Craznei și Șeredeiu, va fi modernizat, spun autoritățile din comuna Horoatu Craznei. Lungimea drumului propus a fi reabilitat este de 5450 de metri, lățime platformă drum 5 metri, lățime parte carosabilă 4 metri și lățime acostament 0,5 metri. Primarul vrea să înlocuiască și podurile care traversează partea carosabilă, dar și cele de la intersecțiile cu alte drumuri. Valoarea totală a proiectului este de peste 4.000 de lei, bani ce vor fi alocați de la bugetul local și bugetul de stat.